Bună dimineața, prieteni! Prieteni, am găsit cățelușa asta, Liza. Uitați, a născut prieteni aici. A născut Lizica. Doamne, am pus cârpe să fie aici. Prieteni, am pus cârpe aici să fie. Să fie Leonardo și ales prieten aici. Doamne! Hai, cutu-cutu! Hai, mama, hai! Înțelegeți, prieteni? Prieteni, m-am sculat de dimineață, am beut cafeluța. A beut și Olga cafeluța, o doamnă, cu prietena, a venit pe la ea și acum spală și ea cămășile, spală cămășile ei. Da, vorbim mai târziu, să ducă iar acolo la ea, acasă, că a venit și acum de dimineață la mine, beut cafeluța, a dormit acasă la ea. Da. Prieteni, trebuie să facem curat pe aici. Da, să vedem ce mai facem, să facem și ronturile. Vedem ce mai avem de lucru. Înțelegi? Și să mă întreb și pe mine, prieteni. Cățelușa, prieteni. Am găsit-o, prieteni. Am găsit cățelușa. Foarte, am pus cârpe su ea, că îmi pare rău de cățavă. Înțelegeți, prieteni? I-a făcut cățelușă, mama, să fie Leonardo meu când vine acasă, să vadă căței și Alex. Doamne, am pus cârpe su ea să nu facă ceva căței. Înțelegeți, prieteni? Și prieteni, am văzut pe bucătarul că se duce cu Ion să se ducă, să-l pună la muncă, la piară, la ăștia. Așa trebuie. Că la mine, unde era muncă ușoară, n-a vrut să muncească. Lasă-l așa. Da. Și-a făcut și Anca pe aici, așa, geamurile la mine. Mai avem prieteni să dăm gardul ăsta. Mai avem gardul să-l dăm, să-l terminăm pe dinunchi. Să înțelegeți? Și asta este prieten. Și vreau să-l orguța. Uitați, orguța spală ăștia de lui. Ea muncește, Olga, dar când vrea ea. Înțelegeți, prieteni? Mâine-i sâmbătă, prieteni. Vreau să mă duc și eu în piață să mai fac cumpărături, ce mai îmi trebuie. Să văd să găsesc carne de oaie. Că așa-i bine la praznic, cea mai principală, carnea de oaie și salata. Așa e la noi la praznici. Ăsta e principalul. Avem, noi avem dintre alelante mai mulți. Dar oaia e și salata de post. Aia e principalul la praznic. Și vreau să mă duc cu Olguța la piață, că vrea să pună și ea la ea praznicul, să facem cumpărături. Da. Și o să vină și copiii, până atunci nepoței. Să adune toate ăștia ce trebuie de adunat. Că așa și de sărbători și de tot, tot așa eu alergam și făceam. Și spunea cineva, Nima, că ei făcea. Păi eu dirigeam, prieteni, că dumneavoastră ați văzut toate comportările mele. Dar
dacă nu dirigesc eu, n-are nimic, nimeni nimic. Dacă nu dirigesc eu, dacă n-aduc eu ce să pună pe masă, tot. Că de pe partea lor nu le-ar trebui nimic. Ambuș, combuș, el să mănâncă și gata. Combuș. Da. Dar eu sunt învățată, tradiționată, să fac mâncare tradițională. Și Anca îmi pregătește, n-am ce zice, salatele, ardeiul, toate alea, ea știe să pregătească. De-aia am crescut-o de mică să-mi pregătească. Da, mă ajută și ea, și Olga, și toate să pun praznicul al meu și al lui Leu. Asta trebuie să fie unită, să nu mai se ceartă amândouă, să mă ajută și Olga și Anca să fie uniți, că așa spune Dumnezeu, să se împacă, să nu mai țină dușmănie una pe alte. Eu m-am ținut la ele să nu se ceartă și la aia și la aia. Înțelegeți, prieteni? Dar așa e bine să fie unite, să râdă gura lor în familie, să nu mai fie supărate. Câte în cazuri am avut eu, prieteni, și tot râde gura mea, ați văzut? Tot m-am dus la beul, la mânca, la mesă, la ăștia și în mine inima arde de copilul meu. Înțelegeți, prieteni? Dar așa-i gura mea făcut. Eu mai vorbesc tare, așa fac, dar am inima cea mai miloasă inimă în mine. Dar așa sunt eu, vorbesc tare și vorbesc și menăcaș pe omul care n-ajută, care nu face muncă. Că eu la viața mea am muncit, prieteni, și eu și bărbatul meu. Și când văd omul puturos că nu muncește, nu-l suport. Înțelegi că tot prin muncă vine toate. Că dacă muncești, alergi și cu capul și cu tot, ai. Dacă nu alergi, nu faci, nu ai nimica. Înțelegeți, prieteni? Și eu tot bătrân acum, așa ați văzut, tot să fac și pe aia și pe aia, să dirigesc. Dar nu mai pot, prieteni, mi-a fost de două zile, nu mă arăt. Ați văzut că nici n-am înfilmat. Ieri n-am pus niciun film. Să mă scuzați, să mă iertați. De-abia am filmat de-a vărui Olga Gardu. I-am pus la Leu. Și la mine n-am pus nimica, că n-am putut, mi-era rău. N-am au pasile, n-am au nimica. Ce eram răceală, ce m-a tras curentul, mă durea artela în cap. Mă durea cap. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am revenit. Și acum pot să mă filmez, să mai vedeți și dumneavoastră pe unde umblu, ce fac. Înțelegeți, prieteni? Și asta ved. Și cutunița s-a supărat iar acum cu mine, ca să nu vină să mă ajută și pe mine de sunt tămădie. Și să vezi, cutunița, filmarea asta, te-ai supărat, ai pus parte lui frate, tăptear acum, ca să nu vii să mă ajut și pe mine de sunt tămădie. Nu trebuia să vii să mă ajut și pe mine, că ești nepoata mea. Eu te-am crescut, eu te-am ținut în casă la mine, de-ai ajuns, doamnă. Te-am ținut în casă când ai crescut copilul. Înțelegi? Și acum tu îmi vorbești mie de frate tău, îi pui parte. Înțelegi? Câtă bine ți-am făcut eu. Câtă bine ți-am făcut eu. Că te-am ținut cu bărbatul în casă la mine până am crescut copilul. Și acum te-ai supărat ca să nu vii să mă ajungi pe mine de sunt tămăriu. Nu trebuia să nu te superi, să vii să mă ajungi pe mine de sunt tămăriu. Să pun praznicul meu și al lui Leu. Nu trebuie așa. Nu-i vorba așa, putuniță, dar faci tu mâncare la tine acasă, ca să nu vii la mine, da? Eu cum veneam la tine, ai văzut? Veneam când aveam mâncare? Veneam ca să filmăm, veneam ca să stăm împreună, să râdem, să glumim împreună. Că de unul singur nu-i bine în filmări. Dar cu făi cu manivelă, distrează-te cu manivelă și lasă-mă pe mine cum vrei tu. Că nu vrei să mă ajuți. Da. Pune masa cu manivelă, distrează-te cu manivelă. Înțelegi? Dar să vedem. Asta e. Prieteni. Și când e la greu, prieteni, nu te ajută nimeni.
nu te ajută nimeni, prietene, m-am văzut și rău și bine. Când e la greutate, nu te ajută nimeni. Numai Dumnezeu și Maica Sfântă. Am avut ajutor de la Maica Sfântă și de la Dumnezeu, care nu-l uit toată viața mea. Dumnezeu și Maica Sfântă și toți ființi, care m-a ajutat și mă ajută și nu mă lasă. Și toată nedeajdea am în Dumnezeu și în Maica Sfântă și în toți ființi. Înțelegi? Și asta e, să ne iartă greșelile de voie, fără de voie, Dumnezeu și Maica Sfântă. Că mai vorbim, că mai pârpim, că mai facem, că nu trebuie. Trebuie să avem inima calmă către Dumnezeu, că Dumnezeu așa cere, să fie inima calmă, să nu ne certăm, să nu bârpim, să nu facem. Așa vrea Dumnezeu și Maica Sfântă, ca să ne iubească. Nu să bârpim de unul de altul, să vorbim de rău. Că aia nu e fericire când vorbim de rău. Înțelegi? Și mulțumim lui Dumnezeu să bagă noi răbdare și călmare, să nu mai ne certăm, să nu mai să fim uniți, să fim familia unită și să ținem unul la altul. Așa e bine. Prieteni, așa zice Dumnezeu, să ținem unul la altul, să fim unită familia. Dar nu toată lumea vrea să fie unită. Unul vrea așa, unul așa, crede că e bine. Când se vede singurei, doi singuri, zice, eu sunt mare, eu sunt tare. Nu-i bine, prieteni, așa ceva. E bine să fii unită familia, să fii mai mulți la masă când stai, să fie mai mult la masă, nu să mâncăm unul singur, de unul singur. Aia nu e viață, prieteni, să mănânce unul singur. Și să nu fii unit. Și, prieteni, vreau să vă povestesc. La mine în casă am fost unită cu bărbatul meu. Și la mine în casă venea de sărbători neamuri, prieteni. N-aveam loc unde să le pun. Înțelegeți? Și casa mea era ușă de știință. Am spus așa, când vine cineva la mine în casă, primire să fie primire, să ce faceți o cafea, să întrebați ce vă doriți, ce poftiți, vă punem să mâncați ceva, vă facem o cafea. Așa să vorbește când vine cineva în casă, un prieten. Așa să fie ușă de știință, nu să spui să închizi poarta și să nu primești pe nimeni. Aia nu e casă. Să închizi poarta, să nu primești pe nimeni. Să primești un mosapir, să primești un om cu drag, să-i zici, hai să facem o cafea, hai să mănânci ceva, hai să pijem ceva. Așa am învățat și fetele și tot. Care a băgat în cap, a băgat, care nu. Olga a băgat în cap, Luci, fata mea, are casă, ea e primitoare, dar vine lume la ea. Am învățat-o și pe Anca. Eu le-am învățat pe toate. Și la sărbători vreau să vă spun că venea prieteni, venea neamuri la mine. Înțelegi? Acum nu mai e ce era prieteni. Fieșcare mănâncă mâncarea lui singur și bagă capul în jos și mănâncă singur și face. Nu-i bine așa ceva. Când tu pentru mâncare nu ne îngrășăm. Ați văzut că rămâne mâncare și o dai la când la urmă. Nu ne îngrășăm pentru mâncare. Da, e casă primită care primește omul cu drag și să fii cu el la masă și să stai și să petreci mai uniți. Înțelegi, prieteni? Asta este, prieteni. Da, eu la cine am făcut bine, eu cu bărbatul, mie mi-a făcut tot rău. Care știe Dumnezeu, care le-am făcut bine și mi-a făcut rău. Toți care mi-a făcut rău, Dumnezeu știe. Eu le-am lăsat pe Dumnezeu și le rog de sănătate la dușmanii mei și ce vrea Dumnezeu, care îmi gândesc de rău și care vorbesc de noi de rău. Eu m-am fost pătimită mult și eu și copiii mei și toți am fost pătimită, am tras năcazuri multe, numai Dumnezeu să ne scoată din năcazurile astea și Maica Sfântă și toți ființi. Și le mulțumim și nu uit niciodată rugăciunile și credința și posturile. Mulțumesc, prieteni, să aveți sănătate multă și sărbători fericite și pe cine teamă Maria să le ajute Dumnezeu și Maica Sfântă și pe mine. Hai, sănătate!